lucrurile în țară merg. Corupția, pe nesfârșit, și sărășia. De la toată corupția merge sărășia. Au prins un hoț, un criminal filat. Pentru dânsul și-au dat viață la 7 aprilie 2009, așa. Au rămas familii fără de bărbați, au fost capturați de poliție. Au rămas invalizi. Deci au făcut drum pentru acest criminal cu Partidul lui Liberal Democrat. În afară de asta, filat contrabandist cu țigări, adus în România de 1 milion de euro. Când i-au pus întrebare pentru ce? Pentru partid, care partid le-a pus în buzunar. Cu șor, cu toți bandiții ăștia, au furat. Poate și el miliardul, dar 250 de milioane, dar mai este acolo cât. Asta e un sfert dintr-un miliard, 250 de milioane. Închipuiți-vă, la țară n-au de cărbune, n-au de lemne, copiii abandonați, îmblă sărașii, vai de dânșii. Dar noi luăm și mângâiem pe ăștia venitiși rusafoni. Pentru dânșitet, școli, instituții, grădiniți, dar el îmi trebuiește în Moldova, eu și am să, cu mine am să duc traducător, la mine acasă, să zic, davai, perivedi-mi-ne. Dacă el nu știe, crapă pâine poporul, țăranul hrănește orașul, dar nu orașul, tâmpiți ăștia venitici care au primit apartamente pe degeaba, alcoolici și narcomani. Eu cum zici, infectat țara noastră, tineretul și pe toți. Mai departe, noi avem picandu, Filat a fost prim-ministru, leancă, care în fiecare zi, fără viză, noi în Europa, în fiecare zi. Ori tu ești bolnav la cap, țăranul și ala și are bani, îți duc în Europa și încă 50 de euro în fiecare, pe fiecare zi trebuie să ai. Așa e de tunchit leanca asta. În copilărie eu jucam leancă. Vreau să faci din pere de berbec, de oi și puneai plomba. Și hop, hop, ia ca așa juca eu cu dâns cu capul lui bostanul și ala. Apoi ia ca, Filat, leancă, Valerii, Lazar, au distrus economia. De la dânșii s-a început. Este dezastru cu economia asta. O sărășie nemaipomenită. Referitor la moldoveni, peste 10-20 de ani o să dispară moldovanul. O să fie ca maimuța după gratis și zic că aici cândva moldovenii au trăit. Pentru că la noi, articolul 13 al Constituției, vreau să limba principală de stat e moldovenească. A doua a rusă. Dar el nu trebuiește nie. Ducă dracul la Putin să-l sărute. Era să spun unde. Că dacă încazi de ceva, ei cu Putin ori ține. Dodon și alții, și al de ăsta usatei, îl așteaptă pe Putin aici. Vedeți, Transnistria din 40 ocupată. Nimica nu se rezolvă. Timofti, garant al Constituției. Absolut nimica. El e garant al Margaretei, care primește peste 15.000 de lei. Pentru ce? El nici nu știe unde lucrează. Oamenii muncesc, prinesc câte 3.000 de lei. Dar ei, ca, înțelegi, crăsaviță. Doamne, ninoroșiți la putere, Timofti. El nici la, nici la picioare lui Ștefan cel Mare nu merită să fie. Și sărut, eu n-aș da voie. Dar să... Doamne, de ți-ar scula Ștefan cel Mare, el bea de Timofti, candu, tăți hoțomanii, dintr-o lovitură cu sabie, iar doboră. E țară nenoroșită, de tâmpiți. Avem o turmă în Parlament, și un berbec, rezolvă întrebările lor buzunarul. Ministerul Sănătății, hoțomani, criminali, cu Andrei Usatăi. Și ar să-l pui la dupală
Nu. Aici metodele trebuie legile din China. Pentru 1000 de dolari, la revedere cu viața sau te pune pe toată viața. Filat miliarde, milioane furat, usată-i problemele lui rezolva și o bandă întreagă de, mă din câte 12 oameni. Învârtesc țara poporul cum vor. Am observat, dolarul crește, euro la fel. Prețurile necontenit cresc. Ei, și de vorbit. Mi-am pare rău de țăranii ăștia care hrănesc orașul. Foarte îmi pare rău, vă spun sincer. Sărașii, o toană de cărbune până la 4500 de lei. Un cup de lemne, acolo mă atingă jumătate tei, dar nu-i, cum zice, stejar, care arde și nu mă fum de. 1000 de lei mă atingă. Era vorba de 700-800, dar mă atingă și 1000. Oamenii de amul sărașii nu mai știu ce să facă. Al de Dodon, al de Renatu Satăi, el vine cu propunerile lui Putin, la toți drașii de acolo, fașiștii ocupanți, în frunte cu banditul și ala Putin, și el aici le implică. Metodele, vreau și tătă și ea și îi spune acolo, el vine aici și ea. Iau nevoie de putere, de unirea cu Rusia, dar eu mă săturat de Rusia asta, doamnă, nu-mi trebuiește. Noi așa suntem rusificați până la oasă. Că la fiecare propoziție, două, trei cuvinte nebune rusești. No, mai adaug. Îmi pare rău că tineretul, căscați, s-a lipesc de tâmpiță ăștia și peste un timp o să fie capturați și ei de ruși. Fac râs din poporul moldovan. Vă spun sincer, este imposibil. În privința judecătorilor, eu am propus la platforma, da, de organizat o comisie din 10 oameni și de făcut, de revizuit toți judecătorii și pentru că în declarații scrie una, dar că la tață, mama lui i-a dat, se vede că tot au fost milionari, tot deși au niște vile, au niște, cum doamne, cum cu 3, 4, 5, 5 mii de lei să ai tu așa vilă de 1 milion, mai bine de euro, să ai mașină luxoasă, cum Filat 3 sau 5 mașini. Și eu am propus, de făcut comisie, de controlat o judecătorie, dar unii eu știu, când au auzit de, vreau zic, declarații, când au auzit că se ocupă de amul de dânșii, au dat demisie, nu au dat demisie, dar au ieșit la pensie. Așii care sunt mai, așa au mai rămas, că au 15-20 de mii de lei. Dar 15-20 de mii, doamnă, asta e dacă pe o săptămână. El are mită, judecătorul, timp de o săptămână. Are 20 de mii de euro, dar nu 20 de mii de lei, o lună să aștepte. Și de făcut comisii să controleze, de confiscat, de judicat și de spânzurat, eu am scris. În Piața Mare Adunări câte un judecător în fiecare sâmbătă. Vă spun sincer, și să dai voie în ea, eu strac de ață. Așa ură judecători. Avem la Râșcani, Sectorul Râșcani, Lupașco, Melniciuc, niște trădători, niște sunt bogățiți de pe spinarea poporului. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, vă spun și dispânzurat fără de milă câte unul fiecare sâmbătă. Și poporul, să vedeți cum s-a adunat și s-ar bucura. Și peste jumătate de ani să vedeți cum ar fi liniște. Nici o satană de judecător n-ar să iei mită și n-ar să... Acel care e vinovat, plătește și la libertate. Acel sărac care nu a făcut nică rău, îl pune la dubală. În loc de cel care... Ia că acum e la noi. Nu degeaba Comisia Europeană a dat aici să vie din România, din Franța, etc. Să facă un control. Însă ei nu pot să îi împuie. Dar ei fac control cu aceste dosare care se ascunse, care îți deamă colbăiți și mă tin că au dispărut. Cu pădurea domnească, cu raidurile și elea, cu Filat, setenile și elea, cu judecătoarea din Căușeni, care au făcut lucruri criminale, cu procurorul și asta din Strășeni, care arăta
video și bogăției are, e să lauda. Și a ajuns până la vice, sau cum zice, ajutorul procurorului general. Ați observat, Zupco? N-avea nimica. Cum a dat demisia, l-a alungat? Cum de dată vilă are, mașină? Pentru că el, de pe baza asta, i-au adunat. Dar nu a vrut să declare și nu are nimica. Cum a ieșit, cum a apărut? Vilă cu trei etaje, mașină luxoasă și fel de fel. Bine, vă mulțumim. Vă mulțumim. N-ai cui spune. Pentru mine asta n-ați înscris, asta eu precis, asta nu vă trebuiește, pur și simplu asta știți. Mulțumim frumos! Nu, asta trebuie discutat.